Te-am găsit? Auzi, știi Vine că aici vreau în să te mijlocul întreb de când v-am carnavalului. Văzut, e grea chestia asta? Nu e grea, dar e sensibil așa și se poate rupe. Bine, la câte ore de antrenament aveți voi cu dansul, cred că da. Puteți să dansați cu orice. Foarte tare videoclipul. Da, am da. Auzit că l-ați filmat pe o furtună? Da, da, prognoza arăta că va fi seara ploaie, dar din păcate la prânz eram la cadru toate împănate așa și a început să plouă și dai seama la propriu ca niște găini. Am fugit repede, repede să ne adăpostim. Și complicat și, doamnele știu, și cu machiajul și trebuie cu să protejăm penele, că na, sunt costume costisitoare frumoase și... Pe care Andreea da. Le-a făcut manual. De exemplu, costumul meu, da, și cel alb dinainte și acesta este făcut de mine personal. Adică toate penele și costumația mea. Și la fetele mele accesorizez, da. Da, înseamnă că ți-ai descoperit și acest talent. Da, de mică, îmi place, mă și relaxează, este și un hobby și îmi place să, normal că pentru mine fac, să contribui la ținutele mele de scenă. Da, și... îți faci și lucruri pentru purtat pe stradă, de exemplu? Nu, pentru stradă mai puțin, am o stilistă care mă consiliază, dar pentru scenă aloc tot timpul din lume și îmi doresc ca eu și fetele mele să arătăm foarte bine și mai ales că la show-urile noastre schimbăm foarte multe rânduri de haine, gen 10 ținute pe show, dansăm foarte multe stiluri de dans și mai ales la carnaval a fost o întreagă poveste, avem acest concept de show acum, carnaval show, împreună cu Mike Diamonds, care a apărut și el în videoclip. Piesa este foarte frumoasă, videoclipul l-am făcut cu Anthony Coagu și pentru concerte sunați pe impresarul meu Florin Nedelcu. Și eu vă mulțumesc foarte mult că ați trecut pe la noi și ne-ați arătat videoclipul. Baftă mult pentru ceea ce faceți și vă aștept cu drag. Scurtă pauză și ne întoarcem.